E o săptămână foarte plină de evenimente și mă bucur că am reușit să ajung. Sincer că eram sigur. Și pentru că discursul meu vreau să fie interactiv, voi la sfârșit, oricum aveți ocazia să-mi puneți mie întrebări, vreau să profit de ocazie și să vă pun și eu vouă întrebări. Până aici tot e clar, înțeles? Eu sunt Remus, așa cum ați auzit, și sunt fotograf de aproximativ 7 ani și ceva. Și până acum nu m-am plictisit de meseria mea, pentru că e și pasiunea mea. Asta e un foarte mare lucru pentru mine, pentru că, în general, mă plictisesc foarte repede de lucruri. Vreau să vă întreb, că sunteți mulți aici de la Goiștu, de la cei de ce mai sunteți? Viteazul. La Viteazul. Așa. De Goiștu. Ok. Și la ce profile sunteți mai exact? Matei. Ok. Eu am mers la liceu. Nu știu de ce ați mers voi la liceu. Chiar de ce ați mers la liceu? Mă rog, exceptând faptul că mergeți la liceu, dar de ce ați ales profilul pe care l-ați ales când ați mers la liceu? Ca să citesc pe părinți, pentru că unele profile sunt pentru viitor, meseriile, și atunci alegi. Așa. Alții? V-a plăcut profilul? V-a plăcut o fată care mergea acolo? Ți-a avut prieteni? Cam așa. Eu am ascultat de părinți, ei ne-au ales liceul și profilul, și acum spunea și domnișoara din spate. Eu am spus, oh, păi, uite, aici e un profil foarte fain, să îmi ia tehnică de calcul pe primul aceea. Era un fel de mate info, dar spate de altă. Și mi-a spus, asta e meserie de viitor și ți-e sigur, îți plac calculatoare, nu? Și am zis, da, plăcea să mă joc pe calculatoare. Nu mă văd făcând altceva și nu mă văd dând la un profil uman sau la arte. Știu că mi-a prins bine ceea ce am făcut și mi s-a potrivit, pentru că, deși majoritatea tinerilor se feresc de matematică, eu sincer preferam să fac matematică de altceva. Era un lucru logic, îl înțelegeam și știam ce trebuie să fac. Și, bineînțeles, fiind destul de aerian și când am terminat liceul, nu numai când am terminat liceu, am continuat pe același profil. Și am mers la facultate aici, la calculatoare. Și am și lucrat ea ca și programator. Mă rog, asta după ce am lucrat, ca să zic așa, pentru colegi și că făceam probleme pe bani. E un job care îți aduce suficient de bani ca să mergi în tabără de bază. Era ok. Și după ce am lucrat aproape 3 ani ca și programator, mi-am dat seama că eu nu vreau să fac asta. Mă trezeam dimineața și mă gândeam, din nou mă duc la lucru. Singurul lucru care îl așteptam cu interes era weekend. Abia așteptam pe săptămâna și să înceapă weekend și să fiu liber. Da. Simțiți și voi sentimentul acesta? Da. Vă place la liceu, apropo? Îi place. La aproximativ. Și ce vă place la liceu? Colegii, prietenii? Ce să zic că nu sunt. Vacanțele. Ce nu vă place la liceu? Oare. Și învățatul. Mă. Partea proastă e că, la un moment dat, liceul se termină și se termină strict în sensul în care nu vă mai vedeți cu prieteni. Mai aveți vacanță 3 luni în timpul verii și nu mai aveți 10 minute pauză la fiecare oră. Dar, pe de o altă parte, liceul nu se termine niciodată. Da, îmi pare rău să vă dezamăgesc. Modul în care s-au modificat locurile de muncă din ziua de azi și modul în care evoluează tehnologia, ne face pe fiecare, ne pune pe fiecare în postura de a trebui să învățăm în mod continuu. Deci partea cu învățatul pare rău, dar nu se termină niciodată. Întotdeauna vor apărea noi aparate și nu mă refer doar la aparate.
aprilie și firmele mari, mai ales corporațiile, cer periodic angajaților lor să se reperfecționeze pentru a putea învăța să lucreze pe aparatele care le folosesc ei. Și dacă nu alegeți un domeniu care să vă placă, o să ajungeți ca și mine. O să vă treziți dimineața și o să ziceți abia aștept să vină weekendul. Eu nu mai vreau să lucrez. După o scurtă perioadă în care am schimbat partea de programare pe partea de hardware și am lucrat într-o firmă care făcea aparate de măsură, și lucram aproximativ la bandă, mă rog, eram angajat pe post de inginer și aveam câțiva angajați care trebuia să-i coordonez, să fac anumite aparate de măsură. Angajați care nu aveau pregătire tehnică, nu știau cu ce se mănâncă acele aparate de măsură și nu înțelegeau de ce trebuie sclipite componentele în modul în care trebuie sclipite. Ceea ce înseamnă pe ei, de fapt ele, pentru că erau mai mult femei, erau o treabă foarte grea, greșeau destul de des. Și eu trebuia să mă duc să văd ce au greșit și să fac după ele. Credeam eu că dacă am terminat liceul pe parte de hard și la facultate am încercat să mă acces mai mult pe parte de hard, ce înseamnă pe parte de hard, o să-mi placă mult mai mult partea de hard, dar nu a fost așa. După 2 luni de zile am zis, e clar, nu e pentru mine. Pe lângă asta era și de parte, era în alt județ și făceam la vetea zilnic. Așa că decis să caut cu adevărat ce îmi place. Și un lucru cu care am rămas din liceu a fost ceea ce mi-a spus o profesoară, știu că nu prea vă plac cu profesorii, dar sunt anumite lucruri care vă rămân acolo în cap și uneori vă mai amintesc, se mai aprind așa beculețe și luminițe și vă mai amintiți de lucrurile care le-au spus ei și v-ar putea folosi. Iar lucrul acesta a fost fă ce-ți place și nu ar trebui să muncești nicio zi în viața ta. Eu până atunci nu am avut un aparat foto. Mi l-am luat în ideea de a face fotografii personale și am descoperit că încep să-mi placă tot mai mult să fac fotografii. Rămăsesem și fără al doilea job. Și am zis, ok, e timpul să fac o schimbare, am consumat deja câțiva ani din viață care am muncit un lucru care nu mi-a plăcut. Sunt sigur că nu aș vrea să mă întorc nici la programare și nici la partea de hardware. Ce vreau să fac? Și acolo am început și am făcut fotografii prietenilor, ca mai apoi să mă dezvolt tot mai mult, să încep să fac fotografii la evenimente. Și în prezent lucrez la Crișana ca fotoreporter, colaborez cu teatru, cu mai multe instituții publice și, bineînțeles, mă duc în continuare la evenimente. O scurtă perioadă, nu chiar de scurtă, pe 3 ani, am făcut fotografii și în cluburi, m-am săturat și de cluburi. Am zis, e ok, dacă vreau să fac ceva, va trebui să mă concentrez asupra lucrurilor care îmi place cu adevărat. Și viața de noapte din Olaria nu era chiar de gustul meu. Așa că am zis că e timpul să mă concentrez doar pe ședințele pe care le am, astfel încât să am mult mai mult timp la dispoziție pentru a lucra acele ședințe și să obțin o calitate mai bună în acea parte, decât să încerc să fiu și aici, și acolo și peste tot și să nu fac nimic bine. În ultimii ani am început să colaborez și cu ajutorul meu, nu știu dacă știți ce ajutorul meu, Agenția Județeană a Forțelor de Muncă. Ei se ocupă de șomaj și de acele burse a locurilor de muncă pe care le vedeți și când în un oraș. Și lucrând cu ei, inclusiv la bursa locurilor de muncă, am luat legătura cu mai mulți angajatori. Și un lucru care mi l-au spus cam toți angajatorii a fost că ei au job-uri, dar nu prea sunt oameni care se le ocupe. Și nu pentru că nu are experiență sau nu are să avea pregătire, deși și acestea sunt motive, dar de cele mai multe ori, oamenii nu vor să lucreze. Știu că uneori toată lumea zice, oh, dar nu găsesc job.
atunci când mergeți la un interviu și vă căutați un job doar pentru a avea un job și așteptările voastre sunt să aveți salarii mari și să lucrați cât mai puțin, dar știu că toți vrem asta, nu sunt plin cu colegii în coadă de pe ieri, nici eu nu mă gândesc în altă parte. Lucrul acesta se vede. Chiar și pe partea de fotografie. Am întâlnit foarte multe persoane care s-au apucat de fotografie pentru că se gândeau ei dar e foarte fain, nu mă apeși pe buton, mergi, lucrezi 2-3 ore, trimiți pozele și din bani și poze de fete frumoase, cunoști oameni interesanți, mergi la evenimente, mănânci pe gratis, super. Asta e cea mai super meserie din lume. Dar motivația lor principală a fost banii. Și după ce au început să se ocupe de fotografie și au dat seama că banii nu vin chiar așa. Au început să-și piardă motivația și au început să se lasă de meseria asta. Asta după ce au investit, pot să mă considera bine în aparatura foto. Și de asta vă zic, dacă nu o să găsiți cu adevărat ce vă place, nu o să fiți niciodată motivați să fiți mai buni în meseria pe care o practicați. Acum, m-am întrebat și la început. Nu știu de ce ați mers voi la profilul la care ați mers. Poate v-au recomandat părinții, poate v-ați dat pe voi ceva la profilul respectiv, poate ați avut prieteni care au mers la profilul respectiv și au spus, haideți să mergem tot acolo. Dar pe viitor, atunci când alegeți o meserie, apropo chiar nu contează ce facultate faceți sau ce liceu faceți, marea majoritatea angajatorilor au deja cursuri de calificare sau oferă o anumită calificare atunci când vă angajează. I-am zis că dacă terminați medicina, să mergeți să fiți în piață, dar... E important să găsiți un loc de muncă care să vă motiveze și să nu vă gândiți dimineața când vă treziți primul lucru, e luni, trebuie să mă duc la lucru, sau e marți, mai am încă 4 zile și abia aștept să vină un pierdut. Pentru că nu vă faceți nici vouă în bine și nu faceți nici angajatorilor în bine. Și sigur, nu o să avansați și nu o să vă placă. Și, sincer, viața e chiar scurtă să faceți ceva ce vă place.